Salutare, dragi prieteni. O să facem un video, un clip. Am luat această barcă de la un prieten de la Severin, doar ce am ajuns acasă la Târgu Jiu și o să trebuiască să o recondiționez, să o vopsesc, să o repar. Tot ce e de făcut, de schimbat, de îmbunătățit. Când o fi să mă apuc de ea, să o dau jos de pe peridoc, să o bag la garaj, o să vă arăt în detaliu cum arată, în ce stare este, cum se prezintă și să vedem ce putem să scoatem, cât pot să o fac de bine, să arate. O să am ceva de muncă. Bun, am uitat să specific că barca nu este a mea, deci am luat-o să o repar. Este a unui prieten din Severin, am luat-o să o repar, să o facă gem frumoasă, că și eu voi pescui din această barcă. Și trebuie adusă la viață. Și vreau să vă arăt ce am eu de făcut și în ce hal este această bărcuță. Deci cam așa arată. Nu știu sincer ce voi scoate din ea, după cum și lui i-am spus la fel, că e dezastros și nu știu ce voi putea scoate din ea. Dar cu siguranță va ieși ceva mult mai frumos. Asta cred că o să dau jos. Dacă o să avem ce să punem bine, dacă nu, cred că poate să o îndrept. Aici trebuie să o refacem frumos. Este foarte rău. Al nebii de cucuș. O să te pun la tigaie, nici măcar nu e al meu. Așa. Nu știu cât de bine se vede, după câte am observat eu. A fost chituită pentru că are ceva chit, dar foarte, foarte puțin, adică ceva gen aproape că arată cam cum a fost scoasă din matriță când a fost ea reparată. Este rău. De tot. Cam așa arată toată. Peste tot. Aici a fost, da, chituită. Deci doar prin unele părți a fost chituită și reparată aici, după cum se vede. Cred că pe unde a avut reparație, a fost chituită. O să trebuiască să dau absolut tot chitul jos. Tot, de peste tot. Aici o să trebuiască să facem o gaură. În câte mi-a zis, mi se pare că parcă a avut ceva de genul, dar trebuie să-i facem cumva o scurgere. Nici eu nu știu ce e. Un placaj. Trebuie desfăcut, trebuie rupt. Efectiv, posibil întărit cu fibră sau o să iau un tego frumos și o să-i pun aici. Este. Avem de muncă la ea și timpul meu nu mi-o oferă foarte, nu este foarte mult. Iar nici timpul de reparație am în jur de cam o lună la dispoziție să vă repar. Așa că nu știu cum o să fac, cum o să mă încadrez. Dar trebuie să o aducem la viață. Asta este. O să trecem la treabă. Am tăiat bucata asta, că am văzut-o că e praf. Ia uite ce era pe aici. E praf rău. Foarte multe reparații făcute. O să curăț frumos. O să dau cu fibră. O să pun un tego. Frumos, așa unit. E rău pentru că a mai și fost reparată și, cum să zic, a fost întărită aici pe jos. Uite, oricum mai desfăcut eu din ea și am mai desfăcut.
Adică a fost reparată pe aici și fibra s-a întins în sus. Din reparație. Ideea e că nu s-a finisat. Deci nu s-a șmirghetuit în momentul când a... Uite, a venit cu fibra asta peste. Asta vreau să vă arăt, nu în sensul că critic cel care a făcut-o, oricum n-a făcut-o bine, așa. Vreau doar să vă învăț sau să vă arăt, de exemplu, dacă eu, cum e aici lucios, mă îmbrac acum cu fibră și mă întind și cu fibra peste luciosul ăsta și nu dau cu șmirghel, exact același lucru se va întâmpla, se va exfolia. Deci tot ce contează este atât timp cât este șmirgheruită, te duci cu reparația până unde e șmirgheruit. Nu treci peste lucios, pe partea lucioasă. Pentru că se exfoliază. Uite. Uite pe aici. Aici așa e exfoliat. Asta e tot partea pe jos. La fel e și pe partea cealaltă. Titanicul. Asta e Titanicul. L-am scos-o de pe fundul mării, de lângă Titanic. A fost barca de salvare de pe Titanic. Trebuie desfăcută și refăcut din nou tot botul. Nu încercați așa ceva acasă. Așa trebuiască. Așa trebuie să o fac pe toacă. Să iau cu polidiscul, fie cu pânza aia metodică, fie cu pânză de asta, nici eu nu știu cum să fac în așa fel încât să dau totul jos mai bine. O să trebuiască să dau totul jos, de pe toată barca și pe sub ea și peste tot, absolut, toată barca, total. După ce dau jos, toate găurile care le are, făcute cu fibră, făcute în spate, cred că v-am și arătat și aici, am și aici găură. Am desfăcut pe aici kitul ăsta cu fibra asta. După reparația cu fibră, o să vină chituită toată barca, bineînțeles șlefuită și mai e până acasă. După ce șlefui kitul, bineînțeles, finisată, antifonată și voxă. Deci și antifonată. Am tăiat, o să mă pregătesc să dau cu fibră. Am șmirgheruit să fac o priză și o să întărim aici așa nebunia asta.
îmbrăcai în kit. E îmbrăcată toată în kit. Și apoi finisată. Partea asta înfinisată deja. Deja e fină. Mă am pe aici un pic. Dar în rest e, e cam pregătită. Pe partea asta, bineînțeles. Mai e, mai e, mai e mult. Muntele chinez. Și am ajuns la partea de jos. Să ne apucăm de finisat și de reparat. Nu o loc de mare. Nu pare așa mare, dar e mare suprafață. Îl batem toate gâlcile astea. Le facem fină. Deja jumătate am finisat-o, adică am finisat-o, am și milgheruit-o, am finisat-o în așa fel încât să-mi prindă kit-ul. Te vezi milgheruită, finisată, mai luată din strop, din vârfete. Oricum, dacă o să vorbim și la final despre asta, dar dacă tot sunt aici să vorbesc acum, dacă cineva mă întreabă dacă o repar bărci, sincer, repar bărci, fac spărturi, rupturi, chestii de genul ăsta, finisări, vopsiri, dar dacă sunt în stadiul ăsta, să știți că nu repar bărci. E rea. E rea. Tot trebuie chituit. Oricum mai bine dat jos. E rea de tot. Găuri. Plină de găuri. Golul de aer. Dar o aducem la viață. Gata, am dat-o și cu kit pe partea de jos. Am chituit-o. Să așteptăm să se uște kit-ul și trecem la șlefuit. Am astupat toate impuritățile, toate denivelările, toate gâlciurile, găuricile. Am îndreptat-o frumos. Gata, ajunge pe ziua de azi. Am dat-o cu kit, am îmbrăcat-o cu kit. Și partea asta de aici mai am de șlefuit. Asta de aici am șlefuit-o deja. N-ar mai dorea mult să stau, dar deja s-a făcut târziu și continuăm mâine. Bun, am pregătit-o. În sfârșit este pregătită de vopsit. Am pus-o, nu am mai băgat-o în cabina de vopsit pentru că
după vopsire. Vreau să o las câteva zile bune să se uște, ca nu cumva să mi se imprime când voi pune pe peridox să se imprime. Să fie suficient de uscat, să nu cumva când o pun pe peridox să intre rolele în vopsea, deși n-are cum, e imposibil așa ceva, pentru că se uscă. Și am pus-o aici unde pregătesc. E destul de ok aici, e curat, e ventilat cu filtre și o să mă apuc să îi dau. O să îi dau câteva straturi de antifon. Vreau să dau antifon pe ea. De ce? Pentru că protejează. Antifonul se formează o peliculă mai groasă, este puțin cauciucat, iar la lovituri, scârieturi, rezistă clar mult mai mult ca și cum ar fi acum să-i dau direct vopsea. Aia vopsea e o perică foarte subțire, cât două hârtii de caiet, poate nici atât, mai ales că o să dau vopsea cu pistolul și nu o să dau cu trafaretul. Poate dacă le deam cu trafaretul, era altă treabă că ieșea o periculă mai mare. Și de asta o să folosesc antifon. Dacă cumva mai sunt imperfecțiuni, ăla astupă foarte bine, intră peste tot și după antifon o voi lăsa 24 de ore la uscat și după antifon voi aplica vopseaua. Chiar nu vine să cred că am ajuns în stadiul ăsta. Partea de jos o voi termina astă seară. Antifon, mâine vopsire. Mai rămâne partea de suprafață, mai am puțin de lucru la ea. Și ușor, ușor mă apropii de final. Ce să mai? Mă apuc să dau antifonul pe ea și ne vedem după. Cam asta a fost. Am terminat cu antifonul. Au deci, cum a ieșit. Raptor, tată, Raptor! Asta se va usca, se va mai trage un pic, se vor mai liniști un pic bobițele alea. Mâine, vopsea o dată. Smăchirie. S-a făcut dimineața, a doua zi, am lăsat-o peste noapte, a tras, e tank, mă apuc să o vopsesc. Și să ne apucăm de vopsit. Hai, așa cu voi, prima mână. O facem negru lucios. Așa o să o facem. Hai, mă apuc de treabă. Și gata, am terminat-o și de vopsit. I-am dat 4 straturi de vopsea, de lac. Vopsa cu luciu în ea. Negru lucios. Prima barcă, cred că din România, Raptor. Făcută Raptor, rezistă foarte mult. Antifonul ăsta, Raptorul ăsta aici, grunturi ăștia, la pietricele, la nisip, la creci, la orice, decât o simplă vopsea. Chiar rezistă mult mai mult. Ce să mai, cam asta e, o să o las să se uște. Câteva zile după cum v-am zis, ia oricum, o terminai cred că de... Asta zic 10 minute cât. Uite, deja nu se ia, deci trage foarte repede. Asta în câteva ore e uscat, dar vreau eu să o las câteva zile și apoi urmează partea de sus.
Și cam mai e, ce să mai direct cu apă, că e sezonul, e sezonul acut de spininguială, e sezonul lece. Eu chiar vreau să vă arăt că n-are cât să-i 10, hai 15 minute și deja e obciu. Se uscă. Obciu. Am băgat un întăritor special, mai puternic în ea. Deci, cum e vorba asta, mâine pot să o pun pe peridot să plec cu ea pe apă, dar o să o las eu mai mult, o să o las câteva zile. Obici. Uscată tot. După cum bine vedeți, partea de jos s-a uscat, am avut sincer timp la dispoziție, noroc că am avut timp la dispoziție și am lăsat-o chiar o săptămână să se uștee. Ea practic ar fi fost uscată a doua zi, putea să ieși pe apă, dar tehnic vorbind îi trebuie câteva zile bune să se uștee și chiar mă bucur că am avut timpul ăsta pentru că n-aș fi vrut să o pun pe peridoc, pe role și să se imprime în vopsea sau să se lașe sau să se vadă locul unde sunt rolele. Așa că ce să mai am pregătit și partea de sus, o să o dau astă seară în Raptor, în Antifon, o să o dau și mâine dimineață o să o vopsesc. Și cam gata, mă apropii de finish. Ha, nu credeam că ajung aici, ce să mai... O să ne vedem mai târziu, o să vă arăt cum i-a ieșit după Antifon și apoi ne vedem dimineața. Gata, Raptorul, mâine dimineață îi dăm vopseaua, gata pe astă seară. Și să ne apucăm de vopsire. Și gata, am terminat și barca. Trebuie să chefuiesc. Deci nu, eu cel puțin voi sărbători această victorie. Deci, prima barcă Raptor din România. Asta este. O să țină să te urci cu picioarele liniștit pe ea la zgrieturi, nisip. Și așa mai departe. La lovituri, la pietricele. La intemperii. Asta este, tata. Știți? Mai știți ce era pe aici? Eu știu foarte bine ce era pe aici. Au. Așa. Cam ăsta este finalul proiectului. Până nu uit, chiar o să vă zic. Ce am pe aici? Ah, vopsea de la mască. Așa. Deci am luat barca pe 12 august și astăzi este 5 octombrie. Oricum cred că o să mai dureze o săptămână până când o să editez clipul, dar v-am zis ca idee cât a durat, cât am stat să lucrez la această barcă. Nu am lucrat zi de zi, au fost zile în care am lucrat zi de zi, au fost zile când am lucrat poate o oră, poate două, trei ore, au fost zile care nici măcar nu m-am atins de ea, dar asta a fost toată durata reparării. Mă bucur foarte mult, sincer, o să sărbătoresc, deci eu unul personal o să sărbătoresc finalizarea acestui proiect, acestei bărci. Și mă bucur foarte mult că am terminat-o pentru că, după cum v-am spus, și eu o să pescuiesc din această barcă. Abia aștept să pescuiesc din această barcă. O să și livrez această barcă în curând la bunul meu prieten la Drobeta, Turnul Severin. Așa, și ce să mai? O să tai cocoșul ăla, nu e al meu. Așa, ce să vă mai zic, mulțumesc foarte mult de vizionare. Cred că v-am mai spus și o să repet, nu încercați așa ceva acasă. Nu! Așa, lăsând gluma la o parte, vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Sunt Cristi Răbăuf și vă prezint această barcă finalizată ca la carte și, după cum am spus, prima barcă Raptor din România. La revedere!